De că l-avem la telefon și pe prietenul tău de la Ploiești, pe Hanca. Te salut! Bună ziua! Bună ziua! Salut, bună ziua! Bună. Suntem aici la Fanatic Superliga cu Vivi Rătchită, cu Mihai Stoichiță, cu Gianni Chiriță. Te-am așteptat să vorbim cu tine, că știu că ai fost și la medic în dimineața aceasta. Spune-ne și nouă, te rog, care sunt ultimele informații despre tine și cum stă situația, Sergiu? Îi salut pe tot. Sincer, nu am fost la medic pentru că am piciorul prea umflat și nu are ce diagnostic să-mi pună în momentul de față. Aștept să mi se desumple piciorul mâine, poimine și după aceea să fac un remene ca să știu exact ce urmează. Cert e că pot să zic că nu am dormit toată noaptea, am avut niște dureri îngrozitoare și ceva. N-am mai simțit de tine. Da, te-am simțit de aseară de la interviu, când ai venit la interviu la Deținătorii de Drepturi în Cârje, spuneai și atunci că durerile au fost imense de când ai fost lovit. Da, am simțit instantaneu o durere, primul instinct sincer pe care l-am avut, m-am uitat la picior și m-am gândit la accidentarea jucătorului de la Hermannstadt. La Țicu cu Dragoș Iancu acolo, fază care... Da, exact. Oare, la vreo 20 de metri de locul unde s-a produs. Aproximativ în acea zonă și m-am uitat la picior să văd dacă e rupt sau nu, că am simțit o durere imens. Apoi a venit domnul doctor, a încercat să, nu știu, mi-a dat cu spray-ul acela, dar nu mi-a amorțea piciorul deloc, încă simțeam durerea și după probabil din adrenalina când m-am ridicat, am putut să merg puțin și parcă vreau să intru înapoi în teren, dar după aia când am văzut cât de repede se umflă, am plecat în vestiar direct, am făcut duș și după aia nu mai puteam să călcăiesc. Da, Vivi ne spunea aici că durerile tale, din ce a vorbit și cu doctorul, au fost cauzate de spargerea unor vase de sânge, apropo de lovitura care a avut. Nu știu, aș vrea să vă răspund la această întrebare, dar nu mă pricep, doar am luat pastilele pe care mi le-a dat doctorul și aștept să decălcat în el, nu pot să calc și aștept doar să mi se desumple ca să pot să fac un remene, să știu și eu ce am. Sper din suflet să nu fie ceva serios. Ai mers acasă, n-ai mai mers la spital sau alte povești aseară, nu? Nu, pentru că mi-a bandajat piciorul, mi-a dat niște pastile, trebuie să stau în pat cu piciorul sus ca să se desumple cât mai repede și degeaba am mers la spital, că nu se vede nimic, e plin de sânge acum în interior. Da. Deci nu s-a dormit în casă la tine aseară, nici Andreea, n-ați dormit niciunul, Bănescu. Eu dormind, eu sincer am stat, m-am uitat la meci, am văzut și... Ai văzut meciul în reluare azi noapte? Am văzut meciul Oțelului cu Hermannstadt. Am încercat să dorm, dar nu prea am putut. Deci de două ori te-ai chinuit. De două ori te-ai chinuit, da, ai văzut și Oțelul cu Hermannstadt. Și cu piciorul și cu meciul, numai chin ai avut, asta nu azi noapte. Dar, Sergiu, ai simțit ceva? Asta să fie ultima problemă, să fiu eu bine. Auzi, Sergiu, ai simțit ceva pe os, ceva, nu? Deci nu pot să zic pentru că am simțit o durere foarte, foarte mare. Deci nu pot să înțeleg. Da, el te-a luat cu genunchiul piciorului de jos și ai avut noroc că n-ai fost cu toată greutatea pe picior. Deci nici măcar nu știu cum m-a luat. Cert e că în timpul meciului eram în viteză, simțeam că am prin plan. Da. Și după aceea, la un moment dat, când am ajuns amândoi la minge, doar m-am trezit în aer și cu o durere la picior. Astăzi, nici nu știu unde s-a dus mingea, da. Ce s-a întâmplat mai departe. Faza ai revăzut-o, Sergiu, sau ce? Am revăzut-o și paradoxal sunt mulțumesc de Dumnezeu că nu mi-a luat picior. Ai văzut intrarea? Nu mi-am dat seama în timpul meciului, dar după meci am revăzut faza și chiar sunt recunoscător că nu s-a întâmplat ceva mai grav. Da, Porumboiu spune aici că a fost o fază de roșu aprins. Roșu de roșu, nu cape discuție vis-a-vis de faultul lui Daua. Da, acum știți cum e, el este fundaș. Acesta este stilul lui mai agresiv. Probabil că a vrut să intre la intimidare. Știți cum se face în timpul jocului. Mai sunt și astfel de tertipuri. Eu nu sunt un jucător care să mă dau niciodată la o parte. Adică îmi place tavăleala, cum se zice. Dar na, din păcate m-a prins cum m-a prins și asta a fost. Daua sau cineva de la FCSB ți-a oferit niște scuze după faza aceasta sau nu s-a pus problema? A venit Daua la sfârșitul meciului la mine și a cerut scuze. O l-a înțeleg. Până la urmă e meseria lui. Acum nu știu, nu cred că a vrut intenționat. Paradoxul e că mă întâlnesc des cu el la sală. Mergem împreună la aceea sală și vă întâlniți la sală împreună? Da.
E, acum o să faceți o pauză de întâlniri, probabil, până te pui și tu pe picioare, să fie totul ok. Da.